Liga Națională de Handbal Masculin reia meciurile din cadrul etapei a 21 -a, după ce competiția a fost întreruptă timp de două săptămâni, răstim în care echipa națională a susținut două meciuri cu insulele Feroe în preliminariile campionatului european. CS Universitate din Suceava va avea parte de un joc dificil sâmbătă, începând cu ora 17.30, pe terenul celei de-a cincea clasate CSM Focșani. Partida va fi transmisă în direct de postul de televiziune Pro Antena. Ne dorim să facem un joc bun la poxan, din care să scoatem maximum în fața unei echipe de top 5 la nivel național. Întâlnim o formație cu jucători experimentați și puternici din punct de vedere fizic, iar asta nu ne convine nouă, care suntem o echipă tânără. Avem însă aturile noastre, a declarat antrenorul universitarilor Petru Ghervan. Turul de campionat va începe joi seara cu duelul Dinamo Minaur și se va încheia sâmbătă. Iată programul complet al etapei a 21-a. Dinamo București, Minaur Baia Mare, CSM Odorhei, au București, ce Bacău, CSM Constanța, SCM Politimișoara, CSM.